Bine v-am găsit, o nouă ediție Civic Stream alături de Otilia Stanga. Suntem în această perioadă cu ochii pe sistemul de sănătate și am descoperit hibele, dar există un grup de persoane care știa de mult de anumite hibe ale sistemului de sănătate, pentru că sunteți un grup aparte și o să te rog să prezinți tu asociația pe care o conduci și despre ce vom discuta în emisiunea asta. Bine te-am găsit, Mona. Reprezint Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare. Și, cum să zic, probleme în sistemul de sănătate au fost dintotdeauna. Acum că nu au fost în atenția tuturor, e altă poveste, dar noi tragem anumite semnale de alarmă de ani de zile către autoritățile române, unele cu mai mult succes, altele cu aproape deloc. Recent a avut loc chiar un protest online în care s-au tras niște semnale de alarmă. La momentul actual nu avem multe alte soluții în afara online-ului. De multe ori scrisorile către autorități în perioada asta rămân fără răspuns, indiferent că semnalezi o problemă urgentă sau repeți problemele vechi. În ultima vreme ne-am lovit un pic de un zid, de o lipsă totală de răspuns. Și din cauza asta sunt foarte multe asociații care au încercat să se organizeze, cumva să tragă un semnal de alarmă. Între altele, prietenii noștri de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune au organizat un protest online. Foarte mulți pacienți cronici în ultima vreme au rămas fără acces la tratament, întrucât accentul se pune strict pe COVID și parcă restul de pacienți nu ar mai exista. Dar sunt pacienți cronici care au nevoie de tratament în permanență, ori acele tratamente au dispărut cu desăvârșire. Sunt foarte cunoscute, de exemplu, hidroxiclorochina, care este un medicament folosit și în COVID, dar este folosit de foarte mulți pacienți cu boli autoimune, care nu-și mai pot continua schema normală de tratament, întrucât nu se mai găsește nicăieri. Au contribuit mai mulți factori. În primul rând, când s-a auzit la început la televizor cum că ar fi folositoare, foarte mulți s-au repezit și l-au cumpărat la liber din farmacii. Și-au făcut stocuri acasă, în detrimentul pacienților care chiar au nevoie acum de acel tratament. Chit că nu e un medicament care se administrează ca aspirina. Are și foarte multe reacții adverse și chiar au existat oameni spitalizați întrucât au luat preventiv acest tratament și au ajuns să aibă probleme grave. La restul, nu la toate se cunoaște mecanismul și din ce cauză nu există ele pe piață, mai e eutiroxul sau metmorfina pentru diabetici. Dar știm că de mai bine de o lună nu se găsesc în farmacii. Oamenii erau învățați să și le procure din alte țări. Trimiteai o rețetă la un prieten, ți-o scotea de la o farmacie din Italia, din Germania, din Anglia, din Franța, nu contează de unde. Și acum nu se mai poate asta. Acum nu se mai poate asta pentru că nu mai ai rețelele de transport. Sunt oprite liniile aeriene, e aproape oprită circulația terestră, că nimeni nu prea vrea să vină ca să stea două săptămâni în carantină să-ți aducă ție un medicament, să fim serioși. Nemai existând sursa de unde să te aprovizionezi, clar, foarte mulți oameni au rămas, inclusiv pacienți cu cancer, sunt foarte multe probleme pe linia asta. Voi oricum, asociațiile din domeniu, sunteți foarte active și inițiați mereu campanii, mereu mergeți peste ei la București, la guvern, mereu sunteți pe coridoare pe acolo ca să schimbați legi, să faceți tot felul de intervenții astfel încât toate problemele astea care nu sunt foarte popularizate, ne aducem aminte de criza imunoglobulinei când s-a făcut mai mult tamtam, în rest nu s-a vorbit despre pacienții cu imunodeficiențe și în perioada asta la fel trebuie să funcționați într-un fel de rețele civice, de a vă ajuta, de a ști unii de alții. Și mă gândeam la săptămâna imunodeficiențelor care ar fi trebuit să aibă loc cu o grămadă de evenimente și campanii la sfârșitul lunii aprilie. Acum ați schimbat planul și acolo.
Anul acesta ar fi trebuit chiar să fie o ediție aniversară, întrucât această săptămână se serbează de 10 ani. Așa că anul acesta, la nivel internațional, s-a hotărât că se va extinde în mediul online și va dura 10 săptămâni în care vom încerca să atragem atenția asupra imunodeficiențelor primare, să conștientizăm în special populația medicală asupra existenței acestei categorii de boli. La noi este o mare problemă în faptul că imunodeficiențele primare sunt foarte puțin cunoscute în rândul medicilor. Din cauza aceasta, pacienții fie nu au deloc acces la diagnostic corect, fie diagnosticul este tardiv, ceea ce conduce la foarte multe complicații și poate surveni inclusiv decesul pacientului înainte de a apuca să aibă un diagnostic și deci un tratament corect. Ce înseamnă imunodeficiență peste criza COVID? Imunodeficiențele primare sunt o categorie de boli, sunt de fapt peste 400 de boli care intră în acest spectru. Ce au în comun un defect de funcționare a sistemului imun. Marea majoritate nu pot produce anticorpi proprii și este nevoie să fie substituiți cu celebra imunoglobulină între timp pentru a primi prin intermediul ei anticorpi de la alte persoane, de la semenii lor. Imunoglobulina este un produs obținut din plasmă umană. Pentru un flaconel din acela, practic, cam 100 de oameni donează plasmă și se extrag anticorpii din plasmă. Numai că, pentru infecția cu SARS-CoV-2 nu există anticorpi în imunoglobulină. Pentru că este o boală nouă. Procesul de producție la imunoglobulină durează între 7 și 12 luni, deci putem spera pentru pacienții cu imunodeficiențe primare să aibă un oarece grad de protecție împotriva SARS-CoV-2 de-abia peste un an. Iar despre recoltarea de plasmă, despre care a început să vorbească lumea, deși voi vorbiți și strigați de mulți ani și cam în zadar, cum crezi că va evolua acum în România toată procedura asta pentru recoltarea de plasmă? Nu știu ce să spun. În domeniul acesta există o reticență a celor din sistemul de transfuzii în primul rând, o reticență încrâncenată, chiar aș putea să zic, nu știu, o rezistență teribilă la schimbare. Deci pur și simplu orice idee nouă și procedeu nou, probabil că se lovește de un zid. De ce nu se recoltează plasmă în România? Pentru că nu s-a vrut până în momentul de față. România a semnat acorduri la nivel european de a asigura autosuficiența în ceea ce privește produsele derivate din plasmă încă de acum 10-12 ani. Totuși, de atunci și până acum nu s-a făcut absolut nimic. Inclusiv centrele de transfuzii din România nu corespund ca nivel de dotare nici măcar autorizării necesare în România, dar mai acelei la nivel european. Iar deci pentru a recolta plasmă trebuie să fii autorizat de Plasma Master File, care e domeniul ce se ocupă de partea asta din cadrul Agenției Europene a Medicamentului. V-ați tot făcut intervenții peste intervenții, proteste, campanii. Am avut o campanie susținută în ultimii 2 ani referitor la recoltarea de plasmă. Am ajuns până la nivelul de a obține promisiuni că se va face. După au tot picat guvernele și ați rămas cu promisiunile. Da, nu ne ajută foarte tare nici faptul că se schimbă miniștrii sănătății atât de frecvent în România. Acum toată lumea a devenit preocupată de ideea asta de recoltare de plasmă pentru că s-ar putea ca acolo să fie leacul pentru toți în privința COVID. Da, nu neapărat un leac, ci o șansă de supraviețuire.
Tratamentul cu plasmă umană e folosit, cred că, de 100 de ani în felurite infecții în care nu ai tratament pe moment. Și ar putea să ajute la modul că până la momentul găsirii unui vaccin, practic. Deci să poți să ajuți pacientul să supraviețuiască la momentul ăsta, să-i dai un boost de anticorpi de la un pacient vindecat, în așa fel încât să îl ajut să lupte cu boala. Practic funcționează exact ca imunoglobulina la pacientul imunodeficient, dând anticorpii necesari pacientului bolnav pentru a-l ajuta să lupte cu boala. Tu ai o fetiță care ar trebui să cu imunodeficiență, care ar trebui să susțină examenul de capacitate, nici nu mai știu cum se numește, sau admitere la liceu, examenul de la finalul clasei a 8-a. Ce se va întâmpla cu copiii care nu pot să meargă să susțină examenul alături de colegii lor? Pentru copiii cu imunodeficiențe primare este mult prea riscant să-i expui, întrucât organismul lor nu va ști să lupte cu virusul. Îi expui, na, până la urmă, și chiar inclusiv la risc de deces. Nu cred că merită riscul ăsta pentru un examen. Cum vine izolarea asta generală peste izolarea voastră deja învățată și asumată? Mai ales în perioada pe care am traversat-o cu criza imunoglobulinelor, practic pacienții noștri au fost vreme de un an și ceva complet izolați, cum se întâmplă acum de o lună și ceva pentru toată lumea. Copilul meu a stat un an în casă, neavând acces la tratament. Îți dai seama că nu e ușor, dar până la urmă te înveți și cu partea asta. Dar ei oricum trebuie în permanență, adică chestiile astea cu purtatul de mască în locuri aglomerate sau să nu particip la slujbă, la biserică sau așa, intră cam la ordinea zilei la pacientul imunodeficient. Nu e nicio noutate în asta. Sigur că sunt foarte mulți pacienți adulți care, eu știu, lucrează ca și casier la hipermarket sau asistente, medici, nu prea au soluții la momentul actual, de fapt. Și nici în general, la noi cel puțin nu s-au luat niciun fel de măsuri de shielding pentru pacienții cu boală cronică. Cine a putut să-și ia, nu știu, să lucreze de acasă și așa a făcut-o, dar pentru ceilalți, practic, nu există o soluție legală să poată să fie izolați așa cum trebuie. Poate că acum o să înțeleg restul lumii mai bine prin ce treceți voi zi de zi. Faptul că faceți învățământ la domiciliu, home office. Da, pentru fetița mea, de exemplu, am ales încă din vremea crizei imunoglobulinei varianta cu învățământul la domiciliu, pentru că inclusiv în perioadele în care aveam acces la tratament, participând în colectivitate, făcea foarte multe infecții. Să zic, România nu-i ca restul Europei. Adică toaletele curate și așa sunt încă un vis frumos la noi. Și totuși, făcând partea asta de învățământ la domiciliu, am scutit o bună parte din infecțiile care apăreau. Acum am constatat cu toții că nu e chiar așa simplu, nici cu învățământul la domiciliu, nici cu învățământul online, nici cu izolarea. Sper ca lumea să fie mai atentă atât la problemele voastre, cât și la problemele întregului sistem de sănătate. Ce să zic, Oti, multă sănătate și ție și Maiei și să sperăm că se încheie în curând perioada asta grea și, deși pentru voi va continua, dar poate o să recoltăm și noi plasmă în România, poate o să fim mai atenți la tot ce înseamnă aprovizionarea cu medicamente. Vă sperăm!